Mai multe subiecte astăzi. Aș vrea să începem cu cel mai recent, cel mai cald, Patrula Eco. Patrula Eco este un proiect al primăriei Ciugud, în parteneriat cu Școala Gimnazială Ciugud, cu Poliția Ciugud și Agenția pentru Protecția Mediului Alba. De ce Patrula Eco la Ciugud? Pentru că ne-am dorit să mai facem încă un pas european în comuna noastră și să provocăm cetățenii comunei Ciugud să selecteze selectiv. Ideea ne-a venit de mult, dar din păcate până acum n-am avut cu cine, pentru că depindeam foarte mult de operatorul de salubritate. Chiar dacă am început empiric cu vechiul operator, am ajuns la concluzia că gunoaiele selectate erau puse tot la grămadă. Acum, cu noul operator, am găsit înțelegerea și deschiderea, în așa fel încât să-i convingem pe oameni că merită să colectăm selectiv. Cum putem face noi lucrul ăsta mai bine decât prin intermediul copiilor? De ce cu copiii? Pentru că ei sunt viitorul și pentru că ei sunt cei mai buni vectori de imagine. Până la urma urmei, din experiența mea ca și primar, am văzut că întotdeauna adultul este foarte sensibil la ceea ce îi spune copilul, nepotul sau, eu știu, școlarul. Și atunci, ce am făcut de fapt? Am avut o sesiune teoretică în cadrul săptămânii altfel, în care toți copiii de la școală au participat la, să zic, un curs în care li s-a explicat ce înseamnă colectare selectivă, cum se colectează selectiv și care sunt efectele bune dacă colectăm selectiv și care sunt dezastrele la care să ne așteptăm dacă nu colectăm selectiv. Apoi am ajuns să le explicăm copiilor de ce este important din punct de vedere economic să colectăm selectiv și unde putem ajunge dacă fiecare familie din comuna Ciugud colectează selectiv. Iar o ziua următoare, respectiv vineri, toți copiii au fost îmbrăcați în tricouri și șepuțe verzi pe care scria Patrula Eco Ciugud. Au primit pliante în care erau desenate în câteva cuvinte importanța colectării selective și au fost cei care au mers din casă în casă cu mănuși de unică folosință, explicându-le oamenilor cum se colectează selectiv, verificând, pentru că vineri a fost și ziua în care s-a colectat gunoiul, verificând pubelele dacă toată lumea a colectat selectiv. Bun, până la urma urmei, ținta noastră ca și administrație publică este de a avea o comunitate bine educată în sensul protecției mediului, este de a avea o comunitate care să plătească, eu știu, cât mai puțin pentru acest serviciu. Și primul pas deja l-am făcut. Dacă înainte o persoană plătea 12,50 lei pe lună pentru ridicarea gunoiului, acum o persoană plătește 8,06 lei, nu mai plătesc copiii până la 18 ani, adică ei sunt scutiți, nu plătesc studenții și dorim să înțelegeți că în această taxă este inclusă și taxa de mediu, adică ea 80 de lei. Dacă la vechiul operator introduceam taxa de mediu, noi ajungeam undeva la 15 lei, adică aproape jumătatea. Ce se va întâmpla în viitor? Având în vedere că pe noul contract, pe Asociația Salubris, noi vom plăti în funcție de cantitatea de gunoi dusă în rampă, atunci, dacă noi colectăm selectiv, cantitatea de fracție umedă va fi foarte redusă. Și atunci o să ajungem să avem persoane care aproape că nu mai duc gunoi. De ce nu mai duc gunoi? Pentru că de luna viitoare, această patrulă eco nu își oprește activitatea aici. De luna viitoare o să avem o acțiune împreună cu copiii prin care o să le dăm familiilor care doresc unități de compostare.
Ce înseamnă asta? Că fiecare va primi un recipient unde tot ce este gunoi biodegradabil își va pune acolo, îl va transforma în gunoi, ceea ce înseamnă că el nu va mai scoate gunoi în stradă la să-l ducă gunoiera. Ne gândim să încurajăm inclusiv să mergem până la taxă de gunoi, adică de salubritate zero, pentru familiile care fac această operațiune, bineînțeles, sprijiniți de copii.